emisiune cu și despre oamenii acestui oraș. Stop cadru Rădăuțean. Și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Urmăriți în momentele ce urmează retrospectiva evenimentelor din această săptămână. 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române, o zi în care, chiar dacă puțin își mai aduc aminte, odinioară cântam cu toții Hora Unirii. Aspirația spre unitatea românilor coboară foarte mult în istorie. O regăsim în diferite momente, diferite contexte. Ne-am raportat întotdeauna la 1600, ne-am raportat, să spunem, la mijlocul secolului al XIX-lea, în timpul Revoluției de la 1848, la marile mișcări sociale care au frământat continentul european. Atunci o generație de tineri scoliți la Paris, elite, cum le numim astăzi, au pus în documentele programatice, așa cum au putut, problema unirii principatelor. Evident că atunci, istoria noastră evoluând între evoluții interne specifice, determinate de, să spunem, un context european adecvat, n-a putut converge spre unire la modul real, să spunem, al Principatului Moldovei cu Principatul Țării Românești. Între timp s-a conturat o partidă națională formată, cum spuneam, din elite educate la Paris, la Londra, la Constantinopol, chiar majoritatea însă în Europa, chiar și la Viena, reprezentată de Alexandru Iancuza, de Cea Rosetti, de frații Brătianu, de Vasile Alexandrii, de Mihail Cogălnicianu, pe totul avem aici în stânga noastră, ca unul din artizanii Unirii. Și, în fine, a venit anul 1859, când după un război derulat între 1853-56, războiul Crimeei, cum este cunoscut, problema unirii principatelor lunărene, situația, istoria, latinitatea, romanitatea lor, a devenit subiect de dezbatere internaționale, subiect de dezbatere europene. Atunci s-a evocat identificarea unei soluții care nu numai să modernizeze societatea românească, ci să o conducă spre un traseu, să spunem, european. La începutul anului 1859, mișcarea pro-unionistă a cunoscut un succes așteptat, datorită unui traseu extrem de favorabil. Chiar dacă, să spunem, atunci alegerile nu se desfășurau ca și astăzi, cu prezentări de programe politice, cu propagandă, cu turnee electorale și așa mai departe. Atunci lucrurile erau diferite pentru că societatea, ea însăși, era diferită. Cum spuneam, la începutul anului 1859, Alexandru Iancuza este nominalizat de către Partida Națională, de către Partida Unionistă, drept candidat la tronul Moldovei. Mai întâi este ales în 5 ianuarie 1859, iar mai apoi, împotriva ceea ce hotărâsele cele 7 mari puteri europene, împotriva ceea ce de fapt stabiliseră, adică unire cu două guverne, două adunări, doi domni, cum ar spune Iorga, un amestec nefiresc de unire și despărțenie, s-a înfăptuit la 24 ianuarie 1859, când delegația Moldovei, mergând spre Constantinopol, poposit câteva zile la București, unde tocmai se desfășurau alegerile. La o bucată de noapte, un tânăr boier, Vasile Boierescu, a înaintat o propunere care suna cam în felul următor. Ce ar fi să-l alegem, să-l propunem domn pe
Alexandru Ioan Cuza, pentru că în felul acesta nici nu încălcăm Convenția de la Paris și venim în întâmpinarea, să spunem, așteptărilor românilor. Așadar, la 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost desemnat și ales domn și în țara românească. Practic a fost vorba atunci de unirea principatelor, care prin măsuri administrative, politice, instituționale, legislative, a fost înfăptuită mai târziu și desăvârșită în perioadele următoare prin proiecte, să spunem, adecvate. Sub îndrumarea profesorilor Elena Olaru, Dimitrie Roman și Laureana Balașei, elevii clasei a 11-a cei din cadrul Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi au evocat pentru colegii lor momentul unirii. După o prezentare a evenimentelor istorice, au cântat acompaniați la pian de eleva Ligia Dan și au încheiat cu o scenetă. Sunt inspirate din evenimentele unirii și sunt realizate în tehnica grafică. Vă ajutați să le aveți în atenție, veți avea posibilitatea să descoperiți principalele evenimente legate de acest mare eveniment, chipurile personalităților implicate în actul unirii, momente care au rămas consemnate în istoria neamului nostru. Eu aș vrea să vă mai spun că, legat de evenimentele Unirii, puține imagini există în iconografia timpului. S-au păstrat litografii, dar venind periodic cu timpul, foarte mulți scriitori s-au inspirat din evenimentele Unirii și, bineînțeles, că elevii au apelat și la operele literare, încercând să realizeze anumite ilustrații legate de Moșul Roată, legate de Alexandru Ioan Cuza, legate de evenimentele Unirii. Toată lumea începe a spune întâmplări din vacanță. Care trezește pe câțiva elevi adormiți pe bancă. Prima oră, istoria, obiectul preferat al clasei. Dar astăzi nimeni nu poate fi atent. Profesorul predă o lecție importantă pentru teză, și anume Mica Unire. Raluca se sprijină pe o mână, pentru că ea, noaptea, a dormit doar 3 ore. Restul timpului cântă mers. Adormită cum era, auzea printre multe voci câteva cuvinte care încercau să-i atragă atenția, precum Moșul Roată sau Cheia Unirii. Brusc, fără vreun semn de atenționare, apare o mulțime de boieri și tărani, sfatează de Mihail Cogălnicianu și Moșul Roată. Boierii vorbeau despre unirea celor două surori, ceea ce Raluca nu prea înțelegea. Până ce unul din boieri spunea clar și răspicat unirea Moldovei cu țara românească. Înțelegi cu bani, așa o fi. Răspunsele cu toată rea. Dar uitându-mă la Moșor, îmi prea o înțeles. Măi Ioane, acum ai înțeles cum e cu unirea? Ba eu, drept vă spun, cu banii n-am înțeles. Iertați-o fi invocatul, dar n-am făcut casă și înțeleg mai greu. Dumnezeu v-a dorit înțelepciune, păvăduiți și pe noi, prostiți. Dumnezeu să vă iete, măi Ioane, dar tu ești cam greu de cap. Ia haide în grădină să-ți încerc să-ți explic mai bine. Vezi bolovanul ăla de acolo? Îl vedem cu coane. Ia încearcă să-l aduci la mine. S-a de mertare cu coane. Nu am putea, doar acolo e greutate, nu șală. Ia încearcă și vezi. Moș
și înroată, se duce și vrea să ridice bolvanul. Dar nu poate. În sfârșit, se duc ei doi, trei țărani, urnesc bolvanul din loc, îl ridică și îl aduc lângă boier. Ce mai pus toată piatra asta? Ce folos îți are? Când ai încercat singur, nu ai reușit. Dacă ați fost mai mulți, ați reușit. Așa e și cu unirea. Când e singur, nu poți face mai nimic. Dar dacă ne unim cu frații noștri, putem face mult mai multe. Așa cum spune și cântecul. De unul nu-i putere la nevoi și la durere, unde-ți doi puterea crește și dușmanul nu sporește. Raluca a rămas uimită de ceea ce auzea. Păgăliceanu a plecat. Doi tărani vorbeau. Domn Gheorghe, cine trebuie să alege? Sau cine trebuie să facem la alegere? Afina, noi trebuie să zicem dacă suntem de acord cu unirea asta sau nu. Da, acum, dacă așa îți vrei și așa și așa. Afina, acum hai să pornim voi. Țărani, pun votul, iar mai apoi pleacă. Nici după două secunde apare un bărbat care se comportă foarte clar, uitându-se în stânga și în dreapta. Fără să observe nimeni, ia voturile și pune altele la loc. Votul Nicolae Păcălite vrea să scape de voturile adevărate, dar Ecaterina Conar, soția votului, o doamnă foarte frumoasă, îl surprinde zicând. Uite că am făcut-o și tabă. Mai vedem o linie. Dar ce sunt hârtoagele astea? Niște hârtoage. Hârtoage? Da, hârtoage. Astea sunt voturile, dar trimite-o pe, trimite-o pe domnița asta, la fratele meu Costache, să creșe de acest lucru. Costache a primit de veste. Iar în scurt timp, toată lumea a aflat cele petrecute. Cuza, auzind toate acestea, fiind o conjurat de femei frumoase, a zis... Mare, dar nu se poate așa ceva. Chiar o doamnă demisionez să anuleze toate voturile. Una din doamnele frumoase atunci a zis. Bună idee, mergem noi și anunțăm marile puteri de ceea ce se spune. Bine, mergi. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Așa cum știți din emisiunea precedentă, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată de către administratorul cimitirului municipal Rădăuți cu privire la faptul că persoane necunoscute au distrus mai multe cruci aflate pe perimetrul cimitirului. Echipa de cercetare constituită la nivelul subunității s-a deplasat la fața locului, constatând că cele sesizate se confirmă și împreună cu administratorul cimitirului au fost identificate un număr de 78 cruci distruse. În urma desfășurării unor activități specifice polițienești de către cadrele subunității, în aceeași zi s-a reușit la identificarea autorilor în persoana 6 minori din municipiu cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, toți elevi la diferite unități de învățământ de pe raza municipiului. Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că cei 6 minori nu fac parte dintr-o grupare satanistă, fapta fiind făcută pe fondul unor aspecte de teribilism și a consumului de băuturi alcoolice. Această faptă s-a petrecut în seara zilei de 18 ianuarie anul curent, între orele 18:19:30. Acestora, fiindu-se întocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiuni de profanare de morminte, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 319 Cod Penal, în care este prevăzută închisoare de la 3 luni la 3 ani. Prejudiciul cauzat va fi evaluat de către administrația cimitirului, urmărindu-se recuperarea acestuia pe parcursul desfășurării procesului penal. Cazul va fi prelucrat în toate unitățile de învățământ de către agenții de proximitate în scopul prevenirii unor astfel de fapte, ce aduc atingere bunului moral și provoacă indignarea opiniei publice. Bun găsit, stimați telespectatori, rubrica Invitați în studio din Stop Cadru Rădăuțean.
Săptămâna trecută v-am prezentat în șirul evenimentelor locale un act de vandalism în cimitirul Rădăuțean. La scurt timp după ce știrea noastră a ajuns în casele dumneavoastră, făptașii au fost prinși în persoana a 6 minori. Iată de ce în studioul televiziunii Rădăuți se află astăzi comandantul poliției, domnul Ioan Crab. Bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație! Doamna Narcisa Boțic, psiholog. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și părintele Gabriel Vega. Mulțumesc de invitație! Atunci când cineva comite o crimă, este automat trimis la închisoare. Atunci când cineva comite un genocid, prima dată este dus la spital să vadă dacă a fost îndeplinătatea facultăților mentale sau ce anume a generat acea supărare uriașă care l-a determinat să comită un genocid. Vreau să spun că gravitatea faptelor au născut această rubrică. 80 de cruci rupte și multe alte obiecte distruse în cimitirul Rădăuțean nu este puțin. O gașcă de 6 copii, pentru că sunt minori, nu putem să le spunem numele, au comis această faptă. Din teribilism, din prostie, din curaj, din lucrurile au demonstrat că nu au fost sataniști. Se încadrează legal, așa după cum am văzut în știrea anterioară, pedeapsa lor va fi, dacă vor fi găsiți vinovați, va fi între o lună și 3 ani, da? Da, cercetările sunt efectuate față de cei 6 minori sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte. Ca să informăm corect opinia publică, vreau să precizez faptul că în seara zilei de 18 ianuarie anul curent, în cimitirul municipal Rădăuți, un grup de tineri au distrus un număr considerent apreciabil de cruci. Aproape 80. Aproape 80 de monumente funerare. Iar a doua zi dimineață, sâmbătă, pe data de 19, Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată despre comiterea acestei fapte. Cum era de așteptat, în astfel de situații s-a format un cerc de suspecți, îndreptându-ne atenția, în primul rând, asupra unor membri ai lumii interlope. Mai mult decât atât, am început verificările și cu o serie de tineri care în anii precedenți au mai comis astfel de fapte în cimitirile din municipiul Rădăuți. Ulterior, după o muncă considerabilă, zic eu, au fost convocat la sediul subunității întregul colectiv operativ al Poliției Municipiului Rădăuți. Am constatat că, de fapt, infracțiunea de care vorbim a fost comisă de un grup de elevi de la unități de învățământ de pe raza municipiului Rădăuți și, ceea ce este foarte grav, consider eu, unii dintre ei chiar de la unități de învățământ de prestigiu. De elită. De elită, de pe raza municipiului. A fost identificat întregul grup infracțional. Cercetările sunt 6 minori. Cercetările sunt în derulare. Chiar în cursul zilei de ieri au fost prezentați laboratorul de medicină legală Suceava pentru a stabili dacă aceștia au discernământul necesar pentru comiterea faptei, urmând a se dispune procedural în funcție de rezultatul anchetei. Deci rezultatul anchetei va fi influențat de faptul că acești copii sunt sau nu sunt cu discernământ, da? Sigur. Au fost duși la un consult medical. Da. Dacă îmi dați voie, vreau să vă citez ceva de pe rădăuțiziar.ro, cancanul rădăuțean, știrile vrute și nevrute, ziarul electronic al orașului Rădăuți, unde scrie: dacă unii părinți erau surprinși de gafa plodului, făcându-și probleme cu ce vor plăti paguba, alții mai cu funcție sau cu dare de mână și au extras progenitura din mediul viciat al polițiștilor, pledând nevinovăția odraslei, care tocmai recunoscuse câte cruci a rupt personal. Au creat în rândul cercetărilor dumneavoastră părinții valuri sau nu? De
De regulă, în cazul infracțiunilor comise de către minori, legislația prevede clar că audierea acestora trebuie efectuată în prezența părintelui sau a tutorului. Și în această situație au fost invitați părinții celor 6 minori la sediul Poliției Municipiului Rădăuți pentru a asista la audierea tinerilor. Dacă de regulă marea majoritate a părinților își manifestă indignarea și cooperează cu poliția pentru a stabili cauzele care au condus la comiterea unor astfel de fapte, și arată disponibilitatea pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin astfel de fapte, îngrijorător este faptul, în opinia mea, că o serie dintre părinți încearcă fie să ascundă adevărul faptelor comise de către copii, fie încearcă să îngreuneze aflarea adevărului și, mai mult decât atât, chiar îi determină pe minori să declare că, de fapt, nu au avut nicio implicare, că dânșii, de fapt, nu au comis nicio faptă și astfel de aspecte. Să rămânem puțin la fapte. Ne-am întâlnit cu niște prieteni și văd că nu știu ce ar merge în cap să mergem până acolo. Da. Tu ai vreo cruce? Da, am vreo 3 sau 4. Cam câte cruce ai dispus tu? Maxim în număr, nu cred că în număr de 10, nu sunt așa de multe. Ce religie ai? Nu cred în Dumnezeu, sunt ateu. La biserică nu mergi? Nu. Unul dintre ei a fost cu ideea care și-a început și ceilalți l-au după el. Au venit la mine acasă și după ce am plecat în cimitir, distrugând mai multe cruci. De ce? Teribilism și prostie. Ce religie ai? Ortodox. Mergi la biserică? Nu. De ce? O să mă spun dumneavoastră. Crezi în Dumnezeu? Da. Ai morți în familie? Da. Ce religie ai? Ortodox. Mergi la biserică? În fiecare duminică. La care biserică mergi? Catedrală. Ați consumat băuturi alcoolice? Da. Părinții tăi au bani să plătească? Nu prea. Dacă am vorbit despre pedeapsa pe pământ, să vedem care ar fi pedeapsa în ceruri. Ce au greșit prin fapta lor, pentru că dacă pe pământ au comis o infracțiune, sigur că pentru viața de după au făcut un păcat. Unde se înscrie păcatul lor și cum îl pedepsește biserica? Deci, în primul rând, biserica nu pedepsește astfel de cazuri, ci încearcă să vină cu un medicament, deci cu o rezolvare a problemei. Dacă, așa cum a spus domnul comandant, în poliție există pedepse, cum a spus dumneavoastră, la început de la 1 la 3 ani, deci noi, preoții și biserica, în primul rând, analizăm, monitorizăm, iar fapta comisă de acești tineri, putem spune că este o faptă gravă, pentru că nu au avut respect față de Sfânta Cruce, în primul rând. De moment ce au rupt 80 de cruci, așa cum ați afirmat la început, neavând respect față de cruce, deci iată că nu au ascultat nici de părinți. În Vechiul Testament, în poruncile lui Moise, se spune că trebuie să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. De aceea eu dau un sfat acestor părinți care, așa cum fiecare avem copii, încercăm să-l acoperim pe copilul nostru, să se aplece mai atent spre ce fac acești copii, să-i supravegheze în primul rând. I-aș întreba pe acești părinți dacă copiilor au mers la biserică, dacă frecventează Sfânta Biserică, dacă au luat legătura cu preotul duhovnic, pentru că, așa cum discutați dumneavoastră, deci trebuie și noi să, în scaunul spovedaniei, să aflăm unele lucruri. Apoi, i-aș întreba pe acești părinți dacă, într-adevăr, ei supraveghează ceea ce fac copiilor. În ziua de astăzi avem un acces deosebit pe internet. Sunt multe site-uri. Deci, trebuie să știm ce face copilul nostru. Unde se duce, cu cine se întâlnește. De aceea, eu, ca preot, aș îndruma pe acești părinți să fie mai aproape de copiilor. Să discute mai mult cu ei. Noi, ca preoți, sfătuim în biserică, la spovedanie, 5, 10, jumătate de oră. Deci, dar nu știu dacă este suficient. De aceea contează foarte mult rolul părinților. Biserica nu pedepsește. Deci, orice om care greșește, deci trebuie să afirmăm că
Noi vrem îndreptarea păcătosului, deci nu moartea acestuia. Deci așa pot să afirm că acești copii au greșit, dar există și cale de iertare. O să citesc din nou. Da. Unii sub influența alcoolului, altul ateu, dar supărat pe Dumnezeu, ortodoxi, plos de bani gata, curajoși sau teribiliști, cei șase au fost adunați în holul poliției la câteva ore după constatarea pagubei. Felicitări poliției pentru promptitudinea cu care a reușit să-i găsească pe infractori. Și referindu-mă la comentariile acestui articol, vreo 16 la număr, în care toți care au comis această faptă sunt incriminați, în care se vorbește urât la adresa lor, v-aș întreba, doamna Narcisa Boțic, ce frustrări au acești copii? Chiar cineva spune, măi, copil fără jucării. De ce au suferit ei ca să facă așa ceva? Înainte de a vă putea răspunde punctual la întrebarea dumneavoastră, vreau mai să fac o precizare că din perspectiva noastră a școlii, dar mai ales a mea, a consilierului școlar, toți acești tineri sunt niște victime. Și această afirmație se leagă de ceea ce vreau să spun în continuare, iată și dumneavoastră ați sesizat că marea majoritate a oamenilor îi consideră niște copii cu probleme, deci. De aceea spun că sunt niște victime și sunt niște victime a societății, a noastră tuturor. Și prin societate înțeleg de la familie, așa cum bine a spus părintele, poate o ereditate nefericită în unele cazuri, sistemul economic și social al țării noastre care încă mai obligă părinții să plece să-și caute resursele traiului în alte părți, în alte țări și sigur că da, categoric sistemul de învățământ care se zbate într-o continuă transformare din 90, dar cei care lucrăm în interiorul lui putem să vă spunem că nu e decât o cosmetizare, un formalism, cauzele profunde ale acestor copii a nimănui, indiferent de cui aparțin ca și familie, sunt, deci, toate aceste elemente pe care vi le-am încercat să vi le spun. Da, într-adevăr, așa se spune, orice faptă are în subsidiar o frustrare, orice faptă negativă. Este o teorie psihanalitică, freudiană. Nu pot să vă spun punctual ce probabil că a cui sunt particularități. Exact. La fiecare caz e o particularitate. De aceea psihologul are o muncă grea pentru că nu putem să punem etichete chiar dacă lucrurile se aseamănă. Fiecare dintre noi suntem personalități unice. Foarte puțin putem să vorbim la modul general și numai luând fiecare în caz în parte. Și analizându-l, putem să ajungem într-adevăr la motivele pentru care, iată, pe fondul vârstei adolescenței, care este o vârstă teribil de tulbure și grea, atât pentru cel în cauză, cât și pentru cei din jur, se întâmplă aceste lucruri ieșite din comun, care, iată, le putem strânge sub denumirea de comportament deviant, dar cauzele pentru fiecare în parte sunt diferite. Constituie ei un subiect pentru dumneavoastră? Sunt ei subiecte pentru meseria dumneavoastră? Da. Pe vremuri, dacă îi se spunea cuiva că trebuie să meargă la un psiholog, era sinonim cu a-i spune ești nebun. Astăzi, psihologul și-a făcut din ce în ce mai mult loc în diverse medii de muncă. Sunt unități mari în care sunt mulți angajați unde nu se concepe să nu există un psiholog și un consiliant psihologic. Ce trebuie să înțeleagă părinților? Pentru că ați văzut, unii părinți încercau să-și scoată odras la lumină, cum că ar fi nevinovat. Chiar în primele momente, după ce respectivul a spus, sunt vinovat, eu personal am rupt atâtea și așa mai departe. Da. Dar dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că meseria de psiholog și-a câștigat loc în cadrul profesorilor din România și, mă rog, a structurii.
dar vreau să vă spun că, spre deosebire de cei care lucrează în alte domenii, noi în școală ne izbim în continuare de mentalitatea de care ați pomenit. La început. La început. Cu foarte multă greutate, un părinte va veni cu inima deschisă la consiliorul școlar. Cu toții resimt acest lucru ca un lucru de rușine, ca să mă exprim așa, adică copilul lui n-ar fi normal. Deși stresul este o problemă banală și cotidiană. Da, și apoi fiecare dintre noi avem momente când, așa cum ne doare puțin stomacul sau inima ne strânge sau ficatul are probleme, așa și din punct de vedere psihic putem să avem o mică depresie, o anxietate, o stare dificilă sau pur și simplu o răscruce când ar trebui să consultăm pe cineva în legătură cu drumul pe care ar trebui să-l apucăm. Părinții continuă, dar nu toți. Nu toți. Eu care lucrez din 90 în sistem, pot să vă spun că lucrurile s-au schimbat foarte mult. Dar, totuși, există încă foarte mulți și mai ales cei care au copii care dau semne că ar putea să fie ceva oarecum în regulă. Puțină la abilitate. La abilitate. Sau știți cum adolescența despre care vă vorbeam este de fapt ca un fel de boală a copilăriei, ca pojarul, ca oreionul. Unii o trec mai ușor, au forme mai ușoare, iar alții o trec mai greu, au forme mai grele. Asta nu înseamnă că nu va trece. Dar e foarte important și tratamentul din timpul bolii până să vorbim și despre cine se ocupă. Până să vorbim despre tratament, spun că telespectatorilor le spun că nu întâmplător am dorit ca aici să fie un psiholog, un preot și un om al legii. Pentru că, de fapt, emisiunea are un caracter preventiv și se înscrie în una dintre acele pastile care se prescriu pentru tratament. Probabil că mulți, văzând aceste imagini, vor învăța ce e bine și ce nu este bine să faci. Ce face poliția în scopul prevenirii? Sau ce roagă poliția pe părinți să administreze ca tratament în afară de ce administrează poliția ca tratament? Vedeți, dumneavoastră, diferă de la caz la caz modul în care noi, polițiștii, percepem ca realizarea unor indicatori, să zic, pozitiv de performanța activității noastre. Despre modul, deci, diferența care există între pericolul social a unor fapte care sunt incriminate de legea penală sau legile speciale. Vreau să punctez că dacă pentru noi, de exemplu, este un indicator pozitiv descoperirea unui grup de hoți sau unor tâlhari care sunt extrași din comunitate, ca să zic într-un mod plastic, deferit justiției, ulterior condamnat și depuși în penitenciar. Repet, dacă pentru noi într-o astfel de situație considerăm că este un indicator pozitiv, în această situație pe care o discutăm cu grupul de elevi care a profanat mormintele din cimitirul municipiului Rădăuț, consider că doar pedeapsa, eventuala pedeapsă care ar fi aplicată de către instanță de judecată, nu este suficientă în corectarea comportamentului acestor tineri. Trebuie să luăm în calcul faptul că acești tineri, chiar dacă sunt infractori, sunt infractori primari. Trebuie să luăm în calcul faptul, cum spunea doamna psiholog, să analizăm cauzele care au condus, ce a determinat pentru a-și alege ca loc de joacă, în timp de noapte, cimitirul din municipiul Rădăuți și nu un alt loc pe care îl pot alege tinerii sau adolescenții. Deci este un complex de factori care trebuie să contribuie la corectarea comportamentului acestor tineri și vorbesc aici de poliție prin activitățile care le desfășurăm prin agenții de proximitate în unitățile de învățământ de pe raza municipiului Rădăuți. Vorbesc aici de cadrele didactice din unitățile de învățământ care trebuie să recunosc cu toate greutățile care le întâmpină în activitatea dânșilor, au răspuns afirmativ ori de câte ori am convocat și am avut în derulare activități preventive în acest scop. Nu în ultimul rând, vorbesc și în calitate de părinte, trebuie să percepem rolul pe care îl are în societate în anul 2008 psihologul, atât în unitatea de învățământ cât și în alte unități care din viața socială. Trebuie să înțelegem rolul bisericii, după cum spunea părintele. Toți acești factori trebuie să contribuie la corectarea comportamentului acestor copii. Doamna Boțic, care dintre cei doi părinți este mai vinovat? Luăm fictiv doi părinți. Cel care a venit și a spus nu aveți dreptul
să-mi arestați copilul, trebuie să-l iau acasă, copilul meu n-a făcut nimic. Și copilul lui tocmai spusese în clar ce a făcut, sau cel care a plecat la muncă și și-a neglijat preocupările copilului lui pentru ca să-i poată oferi traiul zilei de mâine. În cazul concret al situației de acolo, de pe holul poliției, din biroul poliției, ambii sunt la fel de vinovați. Unul pentru că trebuia să fie un simplu asistent la acțiunea poliției, aceea de cercetare a cazului, și, sigur, să fie suportul moral și psihic a copilului, că de aceea prevede legea să fie acolo, dar să intervină cât se poate de puțin și să lase lucrurile să decurgă normal, firesc. Și al doilea, pentru că lipsește din viața copilului lui, așa cum probabil a lipsit la foarte multe evenimente fericite și nefericite din viața acestui copil. Deci un părinte absent care e la fel de vinovat ca și cel care are o atitudine greșită. Bun. Mai spune un comentariu de pe Radouziar.ro: singura pedeapsă este să muncească în folosul comunității, să măture cimitirul, să vopsească, să privească, să muncească îmbrăcați cu veste reflectorizante și să vină toți colegii lor să-i vadă. Foarte mulți spun o să fie bântuiți cu casele lor mari cu tot, nu o să-i lase spiritele în pace niciodată pentru fapta lor. Li se adresează chiar cuvinte urâte și ni se cere să le dăm numele. Numele nu îl putem da pentru că sunt sub imunitatea vârstei. Cred totuși că împreună instituțiile pe care le reprezentați astăzi aici puteți face ceva pentru viitorul generației de mâine. Generația care mâine va sta într-un fotoliu și va privi o emisiune la televizor, generația care în mod clar acum nu urmărește ce facem noi. Ce putem face? Biserica întotdeauna a monitorizat aceste fenomene. Putem spune că din cauza că dacă la începutul emisiunii ați spus că s-au rupt aceste cruci în cimitir, vreau să mai trag un semnal de alarmă, în sensul că participăm la o mormântare, eu personal, sâmbătă, am observat că unele cruci erau și întoarse invers. Deci, un simbol satanist. Da, da. Nu pot să afirm cu certitudine. Ba da, pentru că le avem filmate nu, așa. Nu, dacă sunt sataniști sau nu. Dar biserica întotdeauna s-a confruntat cu secte, mai ales sataniștii care sunt acum nou apăruți. Să lasez o provocare pentru dumneavoastră, părinte, și pentru doamna Boțic și să-mi spuneți unde greșesc. Spunea cineva mai în glumă sau mai în serios, dacă bătaia este ruptă din rai, atunci mi-închipui cum e raiul. Și altcineva spunea că trăiască vremurile de odinioară, când pentru asemenea fapte erai bătut și păcat că în zilele de astăzi nu mai ai voie să-ți bați copiii, pentru că din această cauză avem copii needucați. Unde am greșit? Expresia cu bătaia, nu știu acum. Se spunea uneori că bătaia e ruptă din rai. Da, așa spun și eu, că toiagul tău și varga ta mă mângâia, dar depinde ce contest. Acum, așa cum am afirmat la început, deci contează foarte mult discuția părinților copiii, contează foarte mult rolul nostru ca preoți. Nu știu dacă ați greșit sau nu, dar în ceea ce mă privește pe mine, pentru că o parte din vină poate o avem și noi, deci trebuie să discutăm mai atent cu cei care vin la spovedanie, mai atent cu copiii, deci să noi luăm, cum să spun, că sunt minori și deci fiecare are... N-au discernământ. Da, nu. Deci ei chestia asta au făcut-o ori din teribilis, deci au vrut să arate că sunt cineva, fac ceva, să iasă în evidență. În schimb, nu știu cum să zic, noi avem copii și trebuie să avem grijă de ei. Doamna Voț. N-ați greșit pentru că ați citat corect proverbul sau zicătoarea. Da. Dar vreau să spun că sigur că sunt absolut împotriva violenței fizice, deci a bătăii în sensul tradițional al cuvântului. În schimb,
vreau să spun și chiar profit de prilejul acesta că aș vrea să mă audă cât mai mulți părinți. De autoritate copiii au nevoie. Și dacă nu cu bătaie, atunci cum? Cu, așa cum bine a spus părintele, cu vorba, cu principii mereu respectate, cu o comunicare reală și cu niște reguli pe care copilul de mic trebuie să știe că trebuie respectate. În lumea aceasta nu putem trăi fără să respectăm niște reguli. Fie ele legi biologice, naturale, fizice, așa cum nu putem să aruncăm o piatră ca să nu mai cadă înapoi, nu? Din puținele mele cunoștințe de fizică, așa niciun copil nu trebuie să creadă cum, din păcate, tocmai datorită situațiilor speciale din ultimul timp de la noi, sunt unii copii care cred că totul e posibil și că a respecta legea înseamnă așa un fel de lucru de rușine, pentru că la noi este, și acum voi folosi mult auzitatul și deja depreciatul cuvânt democrație. Deci copilul are nevoie de autoritate și am să dau un exemplu pe care l-am mai dat când mă întâlnesc cu părinții, dar mie singurul la îndemână. Așa cum un copăcel atunci când îl pui și când e fraged, pentru ca să nu rândoaie vântul și să nu crească distorsionat, are nevoie de ce se numește un tutore, așa are nevoie orice tânăr, orice copil de autoritate. Numai în felul ăsta poate să crească drept. Și dacă nu are acest lucru, iată lucrurile... Da. Înclin să cred că pentru telespectatori situația este mai clară decât era la începutul emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi. Ca și altă dată, vă aștept cu plăcere ori de câte ori doriți să veniți să discutăm împreună problemele orașului Rădăuți, iar noi, stimați telespectatori, mergem mai departe. Consilierii rădăuțeni s-au reunit pentru prima dată în 2008 cu prilejul unei ședințe extraordinare, ce a avut 6 puncte pe ordinea de zi. Despre acestea ne vorbește președintele ședinței, domnul Petru Bejenaru. În ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi au fost discutate 4 proiecte de hotărâre, toate cu un areal de acoperire foarte mare pentru municipalitatea noastră. Primul este proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 117 din 25 octombrie 2007 de aprobare a amenajării grădinii zoologice în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și asigurarea cofinanțării cu 15% din valoarea proiectului pe toată durata implementării și desfășurării acestui program. Aici au fost câteva discuții, între care și inoportunitatea locației, dar cei mai mulți consilieri au fost de acord să se facă astfel de lucrări, pentru că este și o tradiție, este și o valoare culturală acest spațiu zoologic pentru copii, pentru tineri, pentru toți cei care vizitează orașul Rădăuț. S-a votat de către toți consilierii ca fiind un proiect de hotărâre valabil și de aplicat. Un alt proiect de hotărâre privește reabilitarea parcului central din municipiul Rădăuț cu locația între străzile Piața Unirii. Personal socotesc că este un demers foarte important, toată lumea a fost de acord cu el. Aș mai adăuga aici doar nevoia ca să se facă o largă consultare privind îmbogățirea speciilor din acest parc și apoi în lucrările de întreținere la nivelul cerut de către municipalitatea noastră. Un alt proiect privește reabilitarea tuturor străzilor din municipiul Rădăuț și iată, subliniez ceva foarte important, este cu finanțare din afară, iar municipalitatea va participa doar cu 2% din valoarea proiectului. Este foarte important și cred că este una din măsurile care se va resimți în activitatea, să zic eu, urbanistică a localității noastre. Și un alt proiect care privește modificarea tarifului pentru serviciile publice de colectare și de ridicare a deșeurilor menajere, activitate pe care o prestează serviciile comunale din Rădăuț.
și acest proiect a fost aprobat cu foarte puține observații în ce privește aplicarea lui. La ultimul punct, și anume cum intitulăm noi informări, interpelări, sesizări, comunicări, s-au discutat câteva probleme privitoare la proiectul de buget local pentru 2008. Domnii consilieri au ridicat câteva probleme privind cerințele. A rămas ca fiecare consilier să discute cu cetățenii, să sistematizeze și să sintetizeze astfel de propuneri și apoi înscris să fie prezentate direcției economice a primăriei, care apoi să le adune și să elaboreze un buget potrivit nevoilor pe care le are municipalitatea noastră în noul an. În plus de aceasta, la sfârșitul lunii ianuarie sau la începutul lunii februarie, va avea loc și raportul primarului, prilej cu care din nou se vor discuta aceste probleme de buget, inclusiv prezentarea lui în proiect. Presupun că a decurs bine această ședință. Ceea ce vreau să subliniez în final este că problemele din această ordine de zi privesc aproape pe toți cetățenii municipiului nostru, deci un areal de cuprindere foarte bogat prin efectele pe care le va dezvolta aceste măsuri pe care le promovează primăria pe baza hotărârilor Consiliului Local. Primarul Mihai Frunză va candida pentru încă un mandat din partea Partidului Social Democrat. Spune asta președintele Consiliului Județean, domnul Gavril Mârza, prezent într-o conferință de presă la Rădăuți. Astăzi am vrut să aduc la cunoștința populației municipiului nostru că anul 2008 este un an capital pentru localitatea noastră în sensul de a se finaliza o serie de proiecte începute în anii 2006-2007 și cu finalizare în 2008, de a se face un bilanț prin raportul primarului care va avea loc în ziua de 31 ianuarie la sala de la hotelul Gerald din Rădăuți, unde de asemenea vom face o invitație a mai multor patroni societăți comerciale, directori de bănci și consilierii locali. Voi prezenta bilanțul anului 2007 și, sigur, și cu acel prilej se va culege o serie de informații pentru dezvoltarea comunității noastre. Eu pornesc la ideea că fiecare dintre noi trebuie să-și aducă în mod sincer aportul la ceea ce se întâmplă într-o comunitate locală. De aceea am lăsat intenționat ca bugetul local să fie dezbătut în luna februarie 2008 pentru a culege cât mai multe propuneri, cât mai multe informații și de a culege și ceva canale în afară de cele tradiționale pentru acumularea banilor la bugetul de stat, deci la capitolul venituri. Eu voi începe prin câteva capitole mai mari, n-am de gând să le detaliez în amănunțit astăzi, dar, de exemplu, ne-am propus pentru întrețineri de străzi peste 71 de milioane de lei. Acest lucru depășește bugetul pe anul trecut, care a fost cel puțin cu 15 milioane mai mic, și aceste lucrări, deci, între acest capitol întrețineri de străzi, se vor concretiza în întreținere și reparații de străzi modernizate, plombări, parcări și alte lucrări. Apoi lucrări de întreținere și reparații la străzi, la cele modernizate, covoare, asfaltice și tratamente, lucrări de întreținere și reparații la trotuare și alei pietonale, modernizarea alei și trotuare cu dale prefabricate, cu executarea lucrări pregătitoare în vederea asfaltării la
străzile pe care noi le-am pus și le avem nominalizate pentru bugetul local, execută demarcaje rutiere, executat două sensuri giratorii conform studiului de circulație pe care a fost discutat și aprobat de Consiliul Local. Unul ne gândim în intersecția de la Iacu Zadic, Calea Bucovine și 22 decembrie și altul în intersecția de la Templul Evreiesc. Dumneavoastră sunteți nerădăuți și cunoașteți aceste străzi. Lucrări de redare a circulației auto pe strada Spitalului. Vrem să deschidem din Ștefan cel Mare strada Spitalului Veche, care se întrerupe la cale ferată și datorită comodității căi ferate române și de mai multe ori am invitat aici, nu ne permite să deschidem acea arteră de circulație care a descongestionat odată pe strada Iracle Porumbescu aia la stânga, pe strada Spitalul la dreapta și n-ar mai veni mașinile de mare tonaj în centrul orașului. Ne propunem să facem acest lucru. Reparația scărilor din fața băncii agricole, să zic așa, lucrări de înțesin și reparații în străzi nemodernizate și altele. Ca idee generală, ce trebuie să înțeleagă oamenii din Rădăuți? Ne propunem, cum ne permite timpul și ne vom mișca mai repede cu procedurile care sunt destul de greoaie ale licitațiilor, astfel că la sfârșitul lunii martie noi să avem ținute aceste licitații, pentru presupunând că în aprilie va fi călduț, să facem toate aleile dintre blocuri, respectiv zona hipodrom, zona stadion, zona Iacu Zadic și dacă mai e cazul în Călăraș, dar aici le-am cam făcut, deci toate aleile absolut, să facem toate străzile principale cu asfalt. Asfalt înseamnă strada Vasile Bumbac, strada Vasile Alexandrii, strada Coșarilor, strada Griviței, poate mă mai ajută domnul Vici, din Libertăți în partea aialaltă, toate străzile ultracentrale noi vom reuși să le asfaltăm, pentru că aici avem băgate utilitățile, apă, canal, gaze. De asemenea, intenționăm la acest capitol de investiții, de aia sunt și atâtea miliarde, de a continua acțiunea aia frumoasă noastră de reparații și modernizarea trotuarelor. Am făcut anul trecut o parte și anul ăsta continuăm partea aialaltă. Acest lucru va duce la o modernizare a trotuarelor din municipiul nostru. În alt capitol mare există capitolul salubrizare, care nu intră în amănunte pentru că el este destul de vast, dar din punctul nostru de vedere a primăriei, noi vom investi peste 12 miliarde de lei în finalizarea proiectului de gestionare și colectare selectivă a deșeurilor, proiect deja care este la diferite nivele la ADR. Apoi un capitol iluminat public și aici, fără să mă uit pe țidula asta, vrem să facem următoarea acțiune practică. Până acum a fost contestat cel care a câștigat licitația lui iluminat public, s-a terminat cu această procedură de contestare, a câștigat cel care, mă rog, a avut punctajul cel mai bun și urmează să facem iluminat prin servicii comunale dinspre periferii spre centru. Dacă în centru există un iluminat cât de cât suportabil și bun, vrem să demonstrăm până în vară că nu ne sunt indiferente nici străzile lateralnice, unde vom plomba, vom amenaja străzile așa și vom face iluminatul dinspre periferii spre centru, urmând în centru doar să completăm becurile mai puțin performante. Vreau să informez populația municipiului Rădăuți că cine a câștigat licitația, câștigatul pe becuri, nu sunt electrician, pe becuri performante, economice, care vom avea un consum de plată mai puțin față de tradiționalele becuri care sunt acum. De asemenea, avem un proiect la Mediu București pentru realizarea parcului numărul, hai să zic, 2, spunem noi la Flacăra, iluminat public, gard, trotuarele, băncile și tot ce înseamnă un parc performant, inclusiv cu fântână arteziană. Acest moment l-am prins pe ultima 100 de metri pentru că acești bani vin de la mediu, iar proiectul nostru n-a ajuns la timp acolo, dar a ajuns cel puțin pentru un parc de care avem strict nevoie să-l reabilităm. Dacă
sunt tot la iluminat public, toate parcurile dintre blocuri sau acele becuri, stâlpi care de-a lungul timpului au fost uzați și nu mai funcționează electric, toate vor fi reabilitate în această perioadă de timp. De asemenea, avem de gând în primăvară o acțiune foarte, foarte serioasă, responsabilă de plantarea pomilor în spațiile verzi, de extinderea spațiilor verzi, iar în cartierele Ipodrom și Obor vom încerca de luna viitoare să facem acele parcări pentru destinația autovehiculelor din la blocurile din zona respectivă. Și ne gândim că aceste parcări să fie chiar cu chirie, pentru ca omul să știe dacă plătește odată la primărie, un an de zile nu-l deranjează nimeni de pe parcarea dânsă sau are autorizarea care îi permite să scoată pe oricine parchează nelegal. Avem un capitol foarte, foarte important de protecția mediului și aici avem peste 34 de miliarde de lei, extindere rețele, apă potabilă și canalizare. Dumneavoastră sunteți de Rădăuți și cunoaștem că proiectul care a început pe strada Jalcău, Andronic Motrescu, 1 mai, școlii noi, va continua cu canal și apă și mai departe. L-am sistat acum pentru perioada de frig, de el va continua. Vom încerca toate străzile periferice sau colaterale cu aceste străzi principale care le-am enumerat să fie racordate la apă și canalizare. Acest lucru nu ne-a permis până acum pentru că acolo e contrapantă, iar proiectul care noi l-am realizat și l-am și început va permite la Casa Tineretului și colț școlii noi, eu vorbesc așa că dumnealor știu locația, acolo se face o pompă de repompare, o stație de repompare a apei pe canalizarea principală. Iar de la școlii noi până la templu, tot pe unul mai venind, vom schimba diametrul conductei existente pentru că nu preia toate apele uzate și mai ales cele pluviale. Dar acest proiect sunt pe banii noștri, a bugetului local. Noi avem alte proiecte de investiție mult mai mari care vom merge pe calea Bucovinei, apă, canal, până la așezământul de copii Sfântul Ioan Leontie, pe partea stângă și partea dreaptă cu apă și canalizare și de asemenea cu stații de repompare înspre poliția de frontieră, zic așa, luând calea spre stația de selectare și depurare a apelor. Noi avem aici câteva proiecte. Unul pe guvern, și pe mediu și altul pe proiecte de la ADR Piatra Neamț, deci pe proiecte structurale, unde domnul președinte Mărza are drept de semnătură, unde domnul președinte Mărza, și profit că este prezent acum la Rădăuți, ne va susține cu proiectele pe care noi le pregătim, studiile care le facem pentru anul 2008 și nu numai 2008 și în continuare. Am aici o serie de detalii cu privire la extinderile pe străzile colaterale pe care nici nu-i cazul să le menționez acum aici. Vor fi dezbătute și cu cetățenii luni și marți și pe urmă în ședința Consiliului Local Consiliere și toate propunerile sunt binevenite. În învățământ, noi deja am terminat o investiție foarte frumoasă care se cheamă grădinița numărul 2 de pe strada Iacob Zadic. Azi dimineață la ora 9 am fost acolo și într-adevăr este o grădiniță la nivel european care ne-a determinat pe noi să salvăm o clădire de la degradare. Știți unde erau taberele în trecut. Am primit bani pentru și s-a ținut licitație inclusiv de constructor pentru o nouă grădiniță în locul celei de pe 1 mai, care va fi, mă rog, a fost câștigată de proprietar pe strada Dimitri Dan. Toate formalitățile sunt, trebuie să înceapă lucrarea ce timpul permite. Avem o școală numărul 8, nu, asta e grădinița numărul 9. Aș avea școală pe Obor,
care există la un stadiu avansat de lucrări, urmând ca în septembrie să fie, după contract, dată în folosință. Acest lucru va duce la descongestionarea școlii numărul 3, care este supraaglomerată dimineața și după amiaza, și mai ales pentru cartierul Obor va fi benefică pentru clasele 1-4. La lucrări de investiții, toate aceste investiții care sunt pe fonduri structurale, noi am prins în bugetul local o sumă de mai multe miliarde ca să putem face față la acele coparticipări ale noastre, 2%, 5%, 15% sau 25% din fonduri structurale. Vrem să facem și sediul nostru acest an, l-a propus la capitolul investiții, acest sediu care vrem să-l modernizăm, să punem birouri și alte lucrări care să facem modern anului 2008-2009. Ne mai gândim, noi avem un sediu vechi, a fostei primării, în Patrulaterul Rădăuț, care este dat pe diferite sedii care de întreținere și să mențină, dar anul ăsta ne propunem să schimbăm șarpanta în colaborare cu toți proprietarii de sedii de la parter, să facem rezistența structurală și șarpanta, urmând ca în anul următor să reabilităm acest sediu, chiar cu ideea, cine a mai trăi, să mutăm chiar primăria acolo. Așa a fost odată primăria din 1910-12 acolo. Este și funcțională pentru așa ceva, este mai funcțională decât aceasta și gândurile noastre se îndreaptă mai mult spre diferite proiecte de reabilitări a siturilor istorice, a clădirilor prinse ca monumente istorice și de aceea avem și curaj acum de a spune acest lucru. Un lucru deosebit va fi și acela de reabilitare a centrului istoric. Eu am să le detaliez la raportul primarului sau în discuții cu oamenii proiectele noastre de viitor. Viitor înseamnă 2008-2012 și în continuare vrem ca centrul istoric al municipiului Rădăuț să fie reabilitat prin fonduri atrase structurale și știm că aceste fonduri se dau atunci când există proiecte. Și proiecte, lucrăm la ele, colaborăm cu societăți care a câștigat o parte licitațiile de cum se cheamă asta? Studii de fezabilitate și consultanță, vreau să spun. Și avem în continuare și organizate și alte licitații în acest spirit. Spuneam că lucrăm la diferite studii de fezabilitate, de prefezabilitate și pentru amenajarea pieții civice, să zic așa, a municipiului nostru. Vrem ca piața actuală a orașului în următorii ani să arate o piață de întruniri, de reuniuni, de plimbare, de agrement și să îi dăm, să scoatem parcarea care este acolo, să dăm o destinație destul de fezabilă pentru cetățenii municipiului nostru. Și am aici o serie de probleme care sunt trecute. Toate aceste investiții care le-am enumerat eu în ultimul termen sunt peste 30 de miliarde de lei prevăzute la noi în bugetul local. Toate aceste lucruri. Deci aș vrea să vă spun că pentru bugetul de anul acesta noi propunem peste 170 de miliarde de lei în toate investițiile municipiului nostru și în toate lucrările care le vom întreprinde împreună cu Consiliul Local, cu oamenii, comunității noastre în Rădăuț. Vrem ca Rădăuțul să-și reia acea față de oraș bine gospodărit, să ne mândrim că trăim în el. Vrem ca Rădăuțul să se ridice la standarde pretențiilor actuale ale cetățenilor care locuiesc în această localitate. Nu în ultimă instanță, suntem prinși cu 80 de apartamente pentru tineri până la 35 de ani, unde vom da destinație respectiv pentru cei care sunt evacuați din casele naționalizate, dar și pentru tineri până la 35 de ani.
Am mai dat alte documente și pentru alte locații, pentru ANL. Sperăm că acest lucru să se realizeze. Încurajăm foarte mult acțiunea Habitat pentru Umanitate, unii până acum avem 79 de case și pentru anul 2008 am fost la Brașov la ședința Habitat Internațional și am mai obținut în jur de vreo 32 de miliarde de lei 2008-2009. Dar ce important că Habitatul se va implica împreună cu noi ca parteneri și sau ei ca parteneri sau împreună pentru reabilitarea unor case pentru romi vechi sau clădiri ale noastre care împreună vom face pentru oamenii nevoință să aibă un confort cât de cât bun. Nu în ultimă instanță încurajăm și sunt omul care a încurajat mediul de afaceri în Rădăuți, inclusiv pe cei care investesc în locuințe, în blocuri private. Și în Rădăuți se construiesc foarte multe locuințe care se cumpără de către persoanele cu posibilități și ne bucurăm că pe măsură ce se construiesc aceste locuințe private, noi, primăria, putem rezolva o serie de locuințe pentru cei mai năcărjiți, mai modești sau nevoință. Am spus aceste lucruri cu capitol de laudă, dar nu le-am spus lauda mea, lauda noastră, muncii noastre pentru anul 2007 și preocuparea noastră pentru anul 2008, un an destul de delicat, un an, dacă vreți, cu campanie electorală la ușă, un an care ne va determina să ne mișcăm mult mai repede pentru a demonstra prin fapte ce s-a făcut și ce se poate face într-o comunitate unde există un spirit de muncă, un spirit de echipă și un spirit de acțiune frumoasă. Eu aș vrea să-i mulțumesc, domnul președinte, că a participat la conferința noastră de presă și să-l asigur de tot sprijinul nostru în viitor pentru comunitatea Rădăuți și nu numai. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Probabil că mă așteaptă și pe mine și tu. Bine, dați-mi voie să vă salut cu tot respectul. Bine v-am găsit și sigur aș putea să vă spun că întâmplător mă aflam prin Rădăuți și am intrat și eu la conferința de presă. Însă sunt sincer cu dumneavoastră și vreau să vă spun că am venit cu un scop bine definit. Am venit ca să particip la această conferință de presă și sigur să vă fac și câteva comunicări. Comunicări foarte importante pentru municipiul Rădăuți. În primul rând vreau să vă spun că în urma multor discuții cu locuitorii ai municipiului Rădăuți, am avut multe discuții în cadrul organizației de partid, dar și în cadrul organizației județene al Partidului Social Democrat, și l-am invitat și l-am rugat pe domnul Frunze să se mai candideze pentru funcția de primar încă un mandat. Acest lucru spre liniștea și spre binele locuitorilor din municipiul Rădăuți. O să mă întrebați de ce. De ce? Pentru că are calitățile pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Este un om care se apleacă la durerile și la necazurile oamenilor, dar care are de continuat câteva proiecte foarte esențiale pentru municipiul Rădăuți. Și sigur, aud voci răutăcioase care spun despre proiectul Utilități și Mediu că n-ar fi o reușită. Vreau să îi contrazic și îi contrazic cu argumente. La Rădăuți este o reușită. Acest proiect trebuie continuat și prin instalare de centrale de cogenerare și care va face gigacaloria mai ieftină. Dacă vreți, și numai pentru acest lucru, dar sunt o serie întreagă de alte proiecte pe care le-ați auzit anterior și pentru care ne vom zbate și vom susține și noi cu toată tăria. Și sigur vorbesc de acel proiect oameni care în viața lor n-au făcut un proiect și asta e și mai trist. Dar nu vreau să intru în polemică cu nimeni. Pe cei care au încă dubii, invit la o dezbatere publică, unde am să aduc și specialiști în domeniu și unde, sigur, o să se facă de rușini. Deci, pentru toți rădăuțenii, comunic, candidatul de primar
pentru municipiul Rădăuți din partea Partidului Social Democrat este domnul Frunze. Asta spre liniștea locuitorilor din municipiul Rădăuți, dar și spre resemnarea adversarilor politici, a contracandidaților, care trebuie să țină cont cât domnul Frunze vrea să candideze în municipiul Rădăuți, ei n-au nicio șansă. Lăsați, domnul președinte. E bine să desemneze și să nu facă eforturi de foarte mari, că știu că sunt în stare. Ieri am avut o întâlnire cu conducerea Partidului Social Democrat în frunte cu domnul Joan, domnul Iliescu și ceilalți vicepreședinți la nivelul zonei Moldovei, la Iași. Sigur, ei au rămas și pentru festivitățile de astăzi cu ocazia Zilei Unirii. Și acolo am dezbătut o serie de chestiuni. Ceea ce interesează, și vreau să le fac publice, ar fi două lucruri. Unu, am propus și nu numai noi, sigur, asemenea discuții au mai avut loc și în județele sau cu județele din Ardeal. Am susținut, după ce ne-am pus de acord la nivelul organizației județene în Suceava, dar și alte județe din Moldova, ca alegerile locale să se suprapună cu cele generale. Și este posibil acest lucru prin modificarea legii 215, care este o lege organică, pentru că Constituția spune că alegerile locale se fac conform legii. Legea organică, făcută tot de Parlament, poate fi modificată pentru că ea prevede amânarea alegerilor locale în două situații. Război sau dezastru. Se poate modifica și probabil undeva în octombrie-noiembrie vor fi, dacă se suprapun. Decizia, sigur, se va lua de către guvern. Am înțeles că și cei din guvern sunt de părere să se suprapună. Și motivații sunt. Unu, dacă se dorește numai economia financiară. Doi, sigur, se mobilizează o singură dată toate forțele și se încheie. Am auzit și comentarii de la presă astăzi când am comunicat și nu, domnule, hai, până la urmă zice să fie o singură dată, dar să înceapă din martie, zice. Da. O altă chestiune care vreau să vă aduc la cunoștință, am spus-o și mai dimineață la nivelul organizației județene, că am avut o întâlnire cu presa. Deci, hotărârea organizației județene și a mea este să candidez pentru un nou mandat de președinte la Consiliul Județean, indiferent dacă va fi pe vot uninominal sau pe listă. Asta tot spre liniștea locuitorilor, dar și spre liniștea adversarilor politici, care mi-au dus vorbă până acolo încât eram senator deja și primarii noștri din teritoriu erau fără sprijinul meu și, sigur, cu presiuni să fie racolați la PDL. Ori le transmit celor din PDL să se astâmpere, să-mi lese oamenii în pace, pentru că 3 ani și jumătate i-au făcut în toate felurile, le-au făcut dosare penale, i-au hăituit și acum vor să iasă, să-i spele și să-i facă din, eu știu, foși comuniști, liberali democrați sau creștini democrați și nu știu popular. Ce mai au în doctrina lor, popular și așa mai departe. Deci le transmit rugămintea. Și aici, în zona Rădăuțului, sunt 3 oameni care fac presiuni deosebite asupra lor. Le transmit rugămintea să-mi lasă oamenii în pace. Altfel, voi declanșa un scandal public, pentru că, dacă ați zis, săptămâna trecută, am mai spus în presă, și eu și deputatul Stan, cu exemple concrete, că se fac presiune asupra oamenilor, și drept răspuns, senatorul Flutur spunea că îi consultă pentru programele de viitor a localităților. Consultare pe la 9:30, 10, cu telefoane, cu amenințări, nu este, cred că, normal să se facă și... Deci îi invit la liniște, cu alte cuvinte. În ceea ce ne privește ca organizație județeană, vreau să spun că vom sprijini în totalitate candidatura domnului Frunze, dar și
a organizației din Rădăuț să obține un număr cât mai mare de consilieri, pentru ca și postul de viceprimar să ne aparțină în continuare, și această echipă care a făcut față, sigur cu eforturi, dar a făcut față și a obținut și rezultate în acest mandat când ne-au guvernat forțele de dreapta, să continue lucrurile bune în Rădăuț. Și sigur că dorim ca la viitoarele alegeri generale, și de fapt este un scop a fiecărui partid, că altfel nu s-ar face politică, de a câștiga puterea atât la nivel județean cât și la nivel central. Vă mulțumesc. Aștept întrebări. Consilierii independenți de la Rădăuț au intrat la PSD? N-am o asemenea știre. Dar vă promit, domnul Cârdei, că după întrebarea asta am o discuție foarte serioasă cu colegii. Dacă e în interesul partidului, nu vom ezita să facem și acest lucru și altele care, dacă ne interesează echipa și pentru binele municipiului, accept. Pe câte locuri în Consiliul Local, în viitorul Consiliul Local, mizează PSD-ul? Cel puțin 12. Da, de la 12 în sus, da. Ca să ne asigurăm. Apropo de campania PDL-ului, de care spuneați dumneavoastră adineaori de atragere a PSD-știlor, există și din partea PSD-ului o campanie de atragere a... Nu, PSD-ul stă de vorbă cu cei care ne solicită și, dacă vreți, numai în zona Rădăuțului am două persoane care vor veni de la ei la noi și vor și candida de primar. Nu. Vă dați seama ce ar fi mâine pe zi. Ce vă pot spune? Că anul 2008 a început pentru Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuț într-un fel în forță. În primul rând, organizarea și reorganizarea patinoarului, care este cea mai mare bucurie pentru tinerii din Rădăuț. Și în același timp, cu programul de turnee de basket în care echipa de juniori din campionatul republican de tineret participă. Noi am participat până acum la turneele de la Constanța și de la Galați. Acum, iarându-se, i-am primit pe dumnealor la noi un turneu organizat de la Rădăuț, care a început sâmbătă și se va termina marți după amiază. Suntem foarte mulțumiți de această participare. Suntem foarte mulțumiți de participarea publicului rădăuțean, care apreciază deosebit acest sport. Și aș vrea pe această cale să vă spună câteva cuvinte despre organizare, despre cum am fost primiți, despre sistemul în care se desfășoară basketul în orașul Rădăuț. Pe doi invitați, invitatul principal este domnul profesor Nini Florin, antrenorul echipei Phoenix Galați, echipă de clasă cu mulți jucători în lotul național, și pe președintele secției de basket al echipei noastre, domnul Corelaru Mihai. Îi rog pe dumnealor să spună câteva cuvinte despre această importantă competiție. Da, mulțumesc pentru această invitație și personal ce pot să spun. Din punct de vedere sportiv, sunt bucuros că aici în Rădăuț a renăscut basketul și vinovat, așa cu ghilimele de rigoare, e domnul Corelaru și, bineînțeles, directorul clubului. Mă bucur că a reapărut un centru în peisajul basketbalistic românesc. Mă bucur că de fiecare dată, venind de la o etapă la cealaltă, găsesc într-adevăr un public mult mai numeros și mult mai dornic de a viziona basket și spectacol sportiv, și nu este decât un lucru îmbucurător. Din punct de vedere organizatoric, meleagurile bucovine dintotdeauna au fost recunoscute și renumite totodată pentru ospitalitatea pe care au făcut-o. Se confirmă și prin organizarea acestui turneu, atât din punct de vedere sportiv, cât și administrativ, cât și, desigur, organizatori. Sunt puține săli în România, vă spun în cunoștință de cauză, pentru că avem 6 echipe înscrise în campionatul național, Clubul Phoenix are deja 6 echipe și cea de-a 7-a o echipă de fete. Și mergem în multe săli în care nu întâlnim această atmosferă, organizarea cu anunțarea echipelor, cu muzică între pauze și așa mai departe.
pentru că multă lume uită că de fapt sportul înseamnă fenomen social și înseamnă integrare din punct de vedere educativ a copiilor în societate. Mulțumesc și eu pe această cale organizatorilor. Noi căutăm să ne adjudecăm și la acest turneu numărul de victorii scontate, așa cum am făcut și în celelalte două turnee și desigur dorim să obținem un loc fruntaș în finala pe țară în campionatul național de tineret republican. Pe lângă echipa Phoenix Galați condusă de domnul Nini Florin, care a fost mentorul meu cel puțin în toți acești ani, care m-a făcut să continuu cu basketul Rădăuț și să fac ceva, la Rădăuț a venit și echipa din Constanța, o echipă puternică, de altfel în momentul față desfășoară și derby între Constanța și Phoenix Galați, echipa din Botoșani, e seria de partea de est a României, e seria în campionatul național de tineret, o serie puternică. Noi vom face și vom continua basketul în Rădăuț, sperăm că vom fi ajutați și de ceilalți care vor vedea ce s-a făcut până acum în Rădăuț la echipa de basket și sperăm să fie tot mai bine.